la fel. Iubesc pletele și ploaia și cămașile înflorate. Nu răspund când mi se aruncă vorbe în spate. Nu fac pe importanță, mă poate face să sper. Mă-nclin și pun în balanță cei sfânt și cei efemer. Peste tot atârnă greu, teama e sinceritate. Dar de câte ori, prieteni, n-am zis cu tristare. Când speranțele păreau în șerboare, când necinstea și prostia și-ascundeau prin grob norocul. Și de câte ori, prieteni, le-am prins jocul. Ne-am săturat de palare, de cărți și filme show, cu vampere și cadavre și stele de iar maroc. Ploaia e va veni, le va potopi pe toate. Miele, habite de mașini, de profane și blazoane, de canoane, de tromboane și fasoane. Fiindcă banul și puterea sunt pericole morale, și cu viețile ai îmbusături mortale. Deasupra torilor noastre ciuperca neamă a postil. Din cer ca păsări albastre și totuși nu-i prea târziu. Ploaia care va veni le va potopi pe toate. Să încercăm să facem noi un oraș fără păcate. Ploaia care va veni le va potopi pe toate. Mulțumesc Andrei Negulescu, mulțumesc dragilor care ați venit. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, în primul rând. Andrei Negulescu și Dan Durbacă au fost cu noi în direct. Ne împărțim așadar, încă o dată, hai să mai spunem o dată când e concertul. Concertul va avea loc joi, 23, începând cu orele 21. E o săptămână plină, miercuri Mircea Baniciu, joi Cluba, vineri Mircea Vintilă. Și încă un concert la Palatul Copilului, acolo unde vă vom anunța pe parcursul emisiunii ce se va întâmpla. Acum îl ascultăm pe Dinu Olărașu, N-ai nevoie de foarte multe, și va veni în studio Mircea Vintilă. Hai că trecem acolo și mai. În cluba. N-ai nevoie de foarte mult ca să fii fericit. E de ajuns o mână de prieteni când ai sfințit. N-ai nevoie de foarte mult ca să fii fericit. E de ajuns un cântec de ajuns și puțin infinit. Chiar dacă lumea e un pic anormală, chiar dacă anii sunt grei, sau cine știe ce războinică iară mai suportă chei.